O să mă omoare pe mine. Asta e vestea bună. Vă rog să luăm loc ca să ne putem apuca de ce am venit să facem. Și vestea proastă este că pentru mine, desigur, nu la pentru mine, este că va dura cel puțin până la ora 5. Poate și pentru voi că vă veți auzi până la ora 5. Să luăm un loc, să facem un pic de liniște și să începem. Și zicem în felul următor. În așteptarea lui Moș Crăciun, ediția 8-a. Vai, 8 ediții au fost. Spectacol pe care îl cunoașteți, la care ați mai fost, organizat de Asociația Corbin Zâmbete și de Școala de Dans Dance World, cu parteneri Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 5, Infocons, Protecția Consumatorului și mulțumim echipei de producție de la 360 Revolution Creative Event Production. Și de obicei nu fac treaba aceasta, dar e începutul spectacolului și e un spectacol important, așa că o să invit de la început lângă mine pe Alina Cimboieru să ne spună și ea două, trei luvințele. Alina, vino și tu lângă noi. Bună dimineața! Bine ați venit la spectacolul nostru în așteptarea lui Moș Crăciun, așa cum v-a spus și Alina. De fapt, nu se mai așteptăm pe Moș Crăciun pentru că a venit deja alături de noi. Îl salutăm pe Moș Crăciun și vrem, moșule, să ne faci așa câte un ochi, dacă îți place ce facem noi aici pe scenă și, bineînțeles, să ne aplauzi. Mult succes tuturor copiilor, mult de aplauze tuturor părinților, bunicilor, prietenilor, vecinilor și toți cei care au venit astăzi alături de noi să ne simțim bine, să intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Petrecere frumoasă! Eu nu știu de ce mai ai nevoie de prezentator dacă vorbești atât de frumos de fiecare dată. Dar bine, dacă vrei, eu o să te invit mai des ca să am ce învăța de la tine, pentru că eu am ce învăța de la tine. Nu m-am mai flatat. Hai să începem. Moșule! Moșule, ești slăbit, moșule, și ce ai slăbit, dumne?